Deși a ocupat penultimul loc la finalul ediției trecute a diviziei A1, echipa masculină de volei Universitatea Cluj a fost reprimită în primul eșalon în această săptămână, după ce știința Bacău a anunțat că se retrage din competiție din cauza problemelor financiare. Promovată în divizia A1 în vara anului trecut, știința Bacău a rezistat doar un sezon pe prima scenă a voleiului românesc. Deși a ocupat locul nouă la finalul ediției trecute, o poziție care i-a permis să rămână în divizia A1, formația băcăoană a fost nevoită să se retragă din competiție în această săptămână, după ce autoritățile locale din Bacău au alocat o sumă insuficientă pentru ca echipa de volei să poată activa în prima divizie și în sezonul următor. În aceste condiții, Federația Română de Volei a acceptat revenirea echipei Universitatea Cluj în primul eșalon, formație ce a ocupat locul 11 la finalul sezonului trecut. Prima poziție retrogradabilă, ultimul loc fiind ocupat de volei Clubul Municipal Piatra Neamț. Volei Municipal Zalău urma să evolueze în etapa a doua pe terenul științei Bacău, însă în urma deciziilor luate în această săptămână se va deplasa la Cluj, partida cu Universitatea fiind programată în data de 14 octombrie. Returul este programat în 16 decembrie la Zalău, în cadrul ultimei etape din acest an.